După ce a fost amplasat un cort unde se colectează ajutoarele venite din partea vâlcenilor, produse noi și alimente neperisabile, care urmează să ajungă în Ucraina, la oamenii aflați în nevoie, la sala sporturilor Traian, președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a declarat că există 3 locații pe care instituția le pune la dispoziție pentru refugiați. Trăim vremuri complicate și instituția noastră, Consiliul Județean Vâlcea și eu, în calitate de președinte, nu putem sta degeaba. Și a nu sta degeaba înseamnă a acționa. Ei bine, punem deja la dispoziție și noi locuri pentru cazarea refugiaților. O să vă și spun cum. Până atunci, astăzi am avut o întâlnire cu prefectul județului Vâlcea și cu primarul municipiului. La sala sporturilor se strâng ajutoare pentru cei care au nevoie în Ucraina. Aveți grijă ce trimiteți, trimiteți dacă vreți și să faceți un gest de suflet pentru cei care se află în mare, mare necaz în această perioadă, asediați sub arme în Ucraina, dar și pentru cei care au venit în România. Dacă vreți să donați, donați cu grijă la cel puțin alimente, unde trebuie să fie un termen de valabilitate mai mare, pentru că vor ajunge peste câtva timp acolo, și restul urmați indicațiile pe care le primiți prin intermediul mijloacelor mass media, pentru că această campanie este coordonată direct de Guvernul României, prin prefecturi și așa mai departe. Revenind, Consiliul Județean Vâlcea pune la dispoziție mai multe locuri de cazare. Însă vă spun că la DGASPC, la complexul din nord, avem 4 garsoniere de 2 paturi, 4 dormitoare de 1 pat și, bineînțeles, o infirmerie cu 2 paturi. Chiar și la Biblioteca Județeană am identificat și avem blocuri de cazare în 2 apartamente. Iar la culele de la Măldărești punem la dispoziție camere dotate cu tot ce trebuie, 5 camere. Așadar, ne alăturăm și noi acestui efort instituțional, uman, în care vrem să facem o faptă bună pentru cei care suferă în aceste zile din pricina războiului din Ucraina.